O zi normală, sperăm, la Neața. Pentru Alex o zi normală începe într-un loc unde oamenii pricep cafea. Bea Alex la cafele din cauza emisiunii. El când s-a angajat nici nu bea o cafea pe zi, el era pe ceai. Dar uitați unde l-am adus, iată. În câteva momente îi dăm legătura. Azi cafea cu înghețată și muzică bună. Dar până atunci Ramona ne aduce vești destul de bune, destul de bune, nu 100% bune, dar destul de bune. Vine vara, bună dimineața! Bună dimineața din nou tuturor! Într-adevăr, veștile sunt ceva mai bune. Astăzi se anunță cer variabil, iar înorările vor fi mai cu seamă în vestul teritoriului, acolo unde vom avea parte în continuare de precipitații sub formă de averse, intensificări de scurtă durată ale vântului, chiar căderi de grindină și fenomene electrice tot prin aceste zone, însă rămânem la temperaturi frumoase. Vorbim de maxime de până la 28-29 de grade în restul teritoriului. De mâine, ușor-ușor, vremea va fi în continuare frumoasă, vorbim de temperaturi ridicate, 28-29 de grade, însă nu scăpăm în totalitate de precipitații, acestea fiind prezente tot prin partea de vest a teritoriului și poate și puțin prin zonele centrale sau cele de munte. Însă, odată cu venirea verii, s-ar putea să scăpăm total de aceste precipitații, băieți? Mulțumim! Mulțumim!